ceva nespățină, vă rog, este gând să închideți ședința? Nu mai poate continua fără de legea asta. Eu, în general, nu înțeleg ce se întâmplă cu partidul nostru. Renato Osatu, calmează-ți tovarășul. Ividea mă botează tot cu liberale. Eu înțeleg totul, dar asta e ieșit din comun. Oamenii ăștia bat la ușile funcționarilor de 2 ani de zile și când au ajuns să rezolve întrebarea, se vede cine a fost și cum a fost. Păi da, aici tot așa se face. Nu v-ați obișnuit de 10 ani de zile de când e cetățeanul ăsta în fruntea primăriei și partidul său liberal cu atâția consilieri confortabili, așa se face. Îi cumpără terestru și fac tot ce vor. De asta avem și drumuri proaste, de asta avem parcuri stricate, de asta avem zone verzi defrișate. Orice trotuare și tot așa mai departe. A pus niște speranțe, iar ei vin aici și își umple buzunarele cu bani. Și asta este evident. Vedeți cine intră în sală, cine iese din sală, în ce moment, cum s-o pot ca să fie sau să nu fie quorum, cum să treacă sau să nu treacă o întrebare. Au înțelegeri aici fixate, la propriu. Ăștia trebuie toți duși la pușcărie, dar nu la sala de ședință. Am blocat tribuna, pentru că oamenii ăștia nu mai pot răbda. Am zis să vină în fața apartamentului Gimpu, Chertoacă și tot haita asta liberală să le construiască, așa ca să le astupe ferestrele. Pe terenurile lor de joacă de copii, pentru că ei altfel nu înțeleg. Dar am zis, cel mai corect este să meargă la pușcărie, direct.